Bună seara, bine ne-am regăsit. Spun de la început că este o emisiune înregistrată, așa că nu putem lua nici mesaje și nici telefoane în direct. O să vorbim despre complexul energetic Oltenia. De ce? Pentru că mare parte a populației județului Gorj, mă refer la populația activă, își desfășoară activitatea fie în cadrul complexului energetic Oltenia, fie în cadrul societăților care au relații cu complexul energetic Oltenia. De foarte mulți ani se vorbește despre probleme. Problemele complexului energetic Oltenia au fost disponibilizări, ne amintim, în anii anteriori. Ce se va întâmpla cu această societate? Au fost politicieni și sunt politicieni care trâmbițează, în general atunci când sunt în opoziție, că este o unitate strategică a statului și, într-adevăr, este o unitate strategică a statului, dar uită atunci când ajung la putere care este adevărata importanță a acestei companii. Ei bine, despre soarta complexului energetic Oltenia, atât cât putem să deducem la momentul de față, dar și despre măsurile imediate. O să discutăm în această seară cu doi dintre membrii echipei de conducere, managerul general al companiei, domnul Sorin Boza. Mulțumesc mult pentru prezență. Salut, bună! Mulțumesc și eu pentru invitație, stimată doamnă. Și domnul director Sorin Olaru, mulțumesc și dumneavoastră de asemenea. Și noi mulțumim pentru invitație. Eu vreau să vă întreb, pentru că una dintre ultimele chestiuni pe care s-a făcut mare vâlvă a fost împrumutul generat de acele costuri ale certificatelor de dioxid de carbon. La momentul la care vorbim, acum, acel împrumut este perfectat sau actele sunt, nu știu, în curs de perfectare? Da, nu este perfectat, vă dați seama, memorandumul a fost aprobat pe 30 decembrie, da? Au fost câteva zile atunci de sărbători, de anul nou, am reluat imediat activitatea pe data de 3. Am creat imediat un grafic care este anexă la memorandum. Împrumutul nu este încă perfectat, dar se lucrează. Deja actele sunt trimise și semnate și aprobate și de către noi, sunt trimise, sunt în acest moment la Exim, care fiind banca garantoare, evaluează în acest moment compania pentru a-i acorda ratingul financiar, pentru că, așa cum bine știți, după acest rating se stabilește dobânda, se stabilesc elementele care intră în componența acestui cost de achiziție, acestui împrumut. Ca și deadline, pe 31 ianuarie, împrumutul nostru intră în CIVGA, în Comitetul Interministerial de Aprobare a acestui împrumut. Din momentul acela, noi estimăm și este parte din memorandum, ca și anexă, că vom avea banii în conturile noastre undeva, estimăm, în jur de 10 martie. Între 5 și 10 martie, banii vor intra în posesia noastră. Încă nu știm ce conține acel memorandum, probabil vom vedea în perioada următoare. De ce nu este public? Pentru că nu este unul dintre documentele secrete, nu este parte a strategiei Nu este. energetice. Din păcate, e un subiect care toată lumea și-au dat mulți în ultima perioadă cu părerea despre acest memorandum. Va fi Poate tocmai un de aia, că element, un nimeni element nu din l-a el văzut. va fi, un element din el, o parte din el va fi făcut public și însă tot memorandumul nu are cum să fie, fiind memorandumul inițial, deci fiind undeva un document la vreo 350 de pagini și având în spatele său o mulțime de studii care sunt la nivel de secret. Un studiu de adecvanță a sistemului energetic național, un studiu de adecvanță la nivelul de regiune, sunt documente care pot, ajungând în mâinile unor oameni, da, care au aceste informații, ar putea fi folosit și de asta folosit aceste informații. De asta încercăm să punem, spun eu, memorandumul, o sinteză acestui memorandum, exact sinteza care a fost prezentată Ministerului Economiei, Energiei și Mediului Afaceri, care a fost prezentat în guvern,
Vom putea discuta orice despre acest memorandum. Eu l-am în varianta, ultima variantă aprobată de către guvern, l-am la mine. Deci este un document cu... Atât a fost înaintat, vă dați seama că nu puteam să înaintăm 350 de pagini la guvern să poată fi aprobat, dar este o sinteză pe care o să publicăm și o să-l vedeți fiecare ce conține. Însă aș putea să intru poate puțin în detaliu ce conține. Deci, în primul rând, conține, memorandumul a avut două teme principale. A avut prima temă, care este împuternicirea Ministerului Finanțelor Publice să acorde un acces pe principiu privind posibilitatea acordării unui împrumut din trezorerie în valoare de 1,2 miliarde de RON. Și o să vă explic, poate, pe parcurs emisiunii, de ce 1,2 și 1,7 și 1,5, să fie foarte clar pentru toată lumea care urmărește emisiunea noastră, sub forma unui ajutor de salvare după parcurgerea etapelor prevăzute de legislația aplicabilă privind ajutoarele de stat și după obținerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene. Acesta este primul punct al memorandumului. Al doilea punct al memorandumului este aprobarea transmiterii documentației de prenotificare și notificare către Comisia Europeană a propunerii României de ajutor de salvare pentru complexul energetic cu Oltenia, urmând ca în termen de 6 luni de la acordare, complexul energetic cu Oltenia fie să ramburseze împrumutul acordat, fie să prezinte un program de restructurare pe care Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri îl va notifica Comisiei Europene în vederea obținerii unui ajutor de stat pentru restructurare. Un punct care este foarte important în acest memorandum este crearea unei, și al treilea punct l-aș pune așa adiacent, crearea unei echipe la nivelul Ministerului Energiei și Ministerului Economiei, o echipă la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului Afaceri, o echipă care să evalueze într-o perioadă de 6 luni din momentul creierii echipei, să evalueze perioada de tranziție, și aș lega această afirmație de hotărârea Comisiei Europene din data de 14 privind înființarea unui fond de tranziție justă, numesc ei, care pentru cele 108 regiuni miniere din Europa, și dacă doriți o să intrăm și în detaliu ce implicație are asupra României acest fond de tranziție justă. Nu vreau să discutăm foarte mult pe această chestiune, pentru că probabil oamenii sunt interesați și de fondul ceea ce de se întâmplă foarte schimbările important de care s-a vorbit și așa mai departe. Sigur, dumneavoastră decideți ce bine, discutăm. Bine, acum comisii, comitete și alte structuri de genul ăsta s-au înființat, vedem că se tot înființează. Da. Important deci, este să se și întâmple ceva și cevaul ăsta să fie benefic pentru complexul energetic Oltenia, adică bun pentru angajați. Sigur. Fondul de tranziție justă ar trebui într-una din zile, poate nu astăzi, într-una din zile să discutăm, pentru că implică această zonă și este un proiect, eu spun, foarte important, pentru că România va, în urma unor calcule făcute de Uniunea Europeană, va primi în perioada de tranziție, până în momentul în care cărbunele va deveni zero, da? Va primi o sumă, are alocat o sumă de la Uniunea Europeană de aproape 800 de milioane de euro pentru reindustrializare, deci pentru schimbare complet. Da, deci banii sunt foarte mulți puși la bătaie de Comisia Europeană. Sunt, important da, e că Polonia a primit, doar două țări au primit mai mult decât noi. Da, doar două țări au primit o sumă mai mare, vor primi o sumă mai mare decât noi. Se vorbește de Polonia, care are alocat deja aproape de 2 miliarde de euro pentru această perioadă de tranziție, și Germania, care trece de 1,1. Pentru celelalte țări, suma alocată pentru perioada de tranziție venind mai important de țări industrializate, alocarea fiind de 6 euro pe fiecare persoană din țară, deci 6 euro la numărul total de persoane, cam așa s-a alocat pentru celelalte 10 țări importante. Nu a primit bani Marea Britanie, care este într-un prim proces de Brexit. Bine, atunci trecem la memorandum, revenim la memorandum, discutăm poate de acest mecanism de tranziție just, discutăm într-o altă emisiune. Deci, memorandumul a avut
asumată de către directorat și de vinerea trecută, de când am avut prima ședință a CSU-ului asumat, inclusiv de către Consiliul Supraveghere, sub semnătură acest memorandum. Ce înseamnă acest asumare? Înseamnă că vom face absolut tot ce depinde de noi, ca să ne încadrăm în targeturile pe care noi ni le-am propus și ni le-am propus pentru că timpul este incredibil de scurt. Incredibil de scurt. Însă, o să mă întrebați de ce nu este public. Vreau să vă spun că, din păcate, la nivel de media, nu numai locală, ci și centrală, s-a discutat despre acest memorandum poate mai mult decât trebuia și ne-am trezit că din partea Comisiei Europene am început să primim notificări înainte ca acest memorandum să fie aprobat sau ca direcția să fie direcțiile pe care noi le-am definit prin acest memorandum stabilite, am început să vin la comisie, comisia citind presa și fiind informată de ce se întâmplă presa. De asta ne-am dorit ca întâi să fie clar pentru noi, întâi să credeți-mă, memorandumul s-a modificat porțiuni din el, inclusiv în ziua premergătoare a aprobării în guvern. Deci, în urma discuțiilor cu Ministerul Finanțelor, în urma discuțiilor cu Ministerul Justiției, a trebuit să modificăm... Bine că nu au fost modificate la Consiliul de Supraveghere, că aici aveam o problemă. Da. În ceea ce privește memorandum a fost creat competențele de noi. Este domnilor foarte... membrii noi. Nu mă aștept să comentați. Da. Eu vreau doar să vă spun că memorandum a fost gândit de noi. Noi am început să creăm acest memorandum și în luna mai. Și aici au fost multe discuții în spațiul public. Cei de la PNL spun acum că memorandumul nu este în aceeași variantă cu cel de anul trecut, că a fost modificat. Cei care susțin și își asumă acel memorandum, cei din guvernarea PSD spun că este aceeași variantă și că au lucrat-o oamenilor. Eu vreau să vă spun un lucru. Nu, cine? Oamenii care lor? Oamenilor ai PSD-ului. Nu. Adică, nu știu, niște lideri de sindicat susținuți, asumați de ei. Nu, e greu să lucreze. Trebuie, în primul rând, să cunoști mecanismul de ajutor de stat și mecanismul de ajutor de stat nu-l înveți de astăzi până mâine. Sau dacă îți iei o carte și citești, înseamnă că știi mecanismele de ajutor de stat. Vreau să vă spun că există diferențe între un document pregătit, care a fost gata la sfârșitul lui august, și știți bine că noi am stat 2 luni și jumătate, când n-am avut ministru, pentru promovarea acestui document, și documentul final. Însă memorandumul de principiu este același. Că am mai schimbat un capitol, că am mai schimbat anumite idei din el. Da, nu contest, sunt schimbate, dar mecanismul este același. Da? Mecanismul, gândirea a fost aceeași. Acestui împrumut, și știți bine că discutam de atunci, acestui împrumut în prima fază și al doilea, definirea ajutorului de stat. Așa am bine, venit acum, dacă s-a menținut scopul, dar au fost schimbate modalitățile de lucru, de aplicare, într-adevăr. Dar memorandumul este același. Același target avea. Nu le avem, nu putem comenta pe ele. Noi, jurnaliștii, deși ne-am fi dorit să vedem formele de memorandum. Am lucrat acest memorandum cu o zi înainte de a fi aprobat. Am înțeles. Deci am mai schimbat un capitol, am mai pus o virgulă, am mai scris o idee. Deci, cum zic, nu e nimic nou venit de pe altă planetă dintr-un memorandum și cel memorandum. Dar mai puțin contează asta. Pe mine mai puțin contează pentru noi ca și complex energetic. Nu au voi defini. Păi contează, domnule Boza, pentru că de aplicarea acestui memorandum o să depindă, bănuiesc, și ce se va întâmpla la complexul energetic Oltenia în următoarea perioadă. Absolut. Și implicit pe o perioadă lungă de timp. Vreau să vă spun, ca să vin iarăși cu un argument foarte important, planul de decarbonare prezentat în memorandum este același ca și acela făcut până în luna septembrie. Deci noi nu am modificat planul de decarbonare.
Practic, acest plan de decarbonare, ce impune pentru complexul energetic Oltenia pe perioadă imediată, să spunem? Pe perioadă imediată... Adică se închid grupuri, vor fi dați afară oameni, se închid capacități de extracție de cărbune? Nu. Deci, planul de decarbonare nu înseamnă că mâine dimineață începem să facem restructurări și dăm oameni afară. Sau că închidem grupuri. Planul de decarbonare, aprobat de către guvernul României, actualul guvern al României, cuprinde soluții de reducere a emisiilor de CO2. Am încercat să identificăm aceste soluții, pentru că, până la urmă, asta este scopul. Să reduci emisiile de CO2. Cum poți să reduci emisiile de CO2? Nu poți să reduci folosind actuala tehnologie. Dar, da? Se înseamnă prin crearea unui mix propriu energetic, propriu al complexului energetic Oltenia, pentru că ideea mixului general... mix înseamnă automat reducerea producției pe bază de cărbune, nu? O să vă spun și cât, de la cât la cât, ca să vorbim pe cifre. Asta ne interesează dacă puteți să spuneți niște concluzii din acest... Că nu avem timp să știți de întregul memorandum. Avem și alte chestiuni legate și de niște disponibilizări, pentru că să știți, a fost lansată această propunere, pentru ce anume o să vă întreb eu imediat, dar haideți să ne spuneți Vreau să vă spun ce înseamnă... De reducerile acestea. Astăzi, puterea instalată a complexului energetic Oltenia este de 3240 de megawatți. Astăzi, și în cele 11 grupuri pe care le avem disponibile... Deci 3200 cu 11 grupuri, da, care nu funcționează toate odată. Nu, astăzi funcționează cu 7, dar au fost momente, acum 2 ieri, iarna trecută, când am mers cu 11, cu toate 11. Când nevoia sistemului energetic național necesită pornirea tuturor grupurilor noastre. Ok. În perioada următoare, bine, este vizată o perioadă lungă de timp, pentru că decarbonarea asta nu se poate face într-un an, 2, 3. Nu, este vizată o perioadă de până în anul 2025-2026. Aici este finalizarea programului. Ce ar trebui să se întâmple până în 2025-2026? Ce își asumă, practic, guvernul României să facă complexul energetic Oltenia și complexul energetic Oltenia și guvernul României își asumă următoarele acțiuni. Construcția 3 parcuri fotovoltaice cu putere instalată totală de 300 de megawatți. Unde? Pe depozitele de zgură, Cenușă, închise, deja închise aferete termocentrală Rovinar, Turceni, Șanița. Da, deci 3-4 parcuri. Da, în total 300 de megawatți. Da. Înseamnă construcția unui bloc nou în cogenerare de 200 de megawatți pe gaz natural la SE Craiova. Da, care îl va înlocui începând cu anul 2024, sfârșitul 2024-2025, actualele două grupuri pe cărbune, 2,150 MW pe lignit. Construcția unui bloc de 400 de MW la Turceni, care va înlocui începând din anul 2024-2025 o capacitate existentă de 330 de MW pe lignit. Și mai cuprinde construcția două blocuri de 400 de MW pe gaz natural, luăm în calcul, poate, și un grup de 800 de megawatts, cum are unul din concurenții noștri, cum au cei la OMV la Brazi, un grup de 800 de megawatts sau două de 400 la Ișanița, care vor înlocui, începând cu anul 2025-2026, blocul 8 de 330 de megawatts și începând cu anul 2026-2027, blocul 7. Blocul 8 e unde? 78 din Ișanița. La Ișalnița. Ăsta o să fie primul... Nu, primul vor fi grupurile din Craiova. Craiova și apoi Ișalnița. În paralel va fi grupul din Turceni și după asta cele două din Ișalnița. La Rovinari? Nu discutăm de niciun grup, pentru că astăzi emisiile de CO2 este cea mai performantă termocentrală. Emisiile de CO2 prin acțiunile pe care le-am făcut pe parcursul anului acesta au scăzut semnificativ, iar Rovinarul, să nu uităm, are cel mai bun cost de producție în acest moment din complexul energetic Oltenia și automat este cel mai bine poziționat în piață din punct de vedere al prețului de producție. Practic, ce se va închide, practic, trebuie să fie înlocuit cu
alte capacități, da. Mai puțin poluante sau nepoluante, nu, cum sunt... Nu, mai puțin în... poluante, pentru că fotovoltaicul nu e 300 de deloc, dar vorbim dar care să aibă aceleași capacitate, aceleași capacități, mare, nu? Cea mai mare decât, adică astăzi avem puteri instalate 3240. Da, dar ce se va întâmpla cu oamenii, domnule Boza, pentru că la fotovoltaice nu mai e nevoie de niște oameni și aici ne poate spune și domnul Olaru că se stăpânește această mesajul trebuie să fie foarte clar, pentru că complexul energetic Oltenia, de la o putere instalată astăzi de 3240 de MW, după finalizarea proiectului de decarbonare, complexul va ajunge la o putere instalată de 3692 de MW. Deci cu aproximativ 350-440 de MW mai mult decât puterea instalată astăzi. Din care, pe cărbune, va rămâne o putere instalată de aproape 2000 de MW, pe gaz, cele patru grupuri vor fi aproape 1400 de MW pe gaz și fotovoltaicele de 300 de MW. Nu luăm în calcul cele două microhidrocentrale pe care noi le avem la Ișalnița, care nu este funcțională, și la Turceni, care este funcțională, dar pe care sunt introduse și aceste un revamping complet acestor două microhidrocentrale, care va fi făcut tot la fel în această perioadă. Până la urmă sunt valori mici, pe care undeva în jur de 20-25 de MW, pe care îi vom face din aceste două microhidrocentrale. Deci vedeți dumneavoastră puterea. Vă e dor de cozonacii rotofei ai bunicii, de plăcintele rumene și aburinde, de foietaje fragede și cornuri cu gem sau cremă de ciocolată? Prea complicat să vă pierdeți vremea la cuptor. Lăsați patiserii cu tradiție să vă răsfețe. La Patiseria Aida toate produsele sunt proaspăt coapte în fiecare zi. Aveți încredere că și copiii mănâncă ceva dulce, bun și proaspăt, nu congelat. Cei mai buni cozonaci și produse tradiționale românești, prăjituri gustoase, proaspete, cu frișcă naturală, la Patiseria Aida. Pentru comenzi, sunați la 0720 009 977 ori mergeți direct la Patiseria Aida din Târgu Jiu, Bulevardul Nicolae Titulescu, vis-a-vis de Liceul Pedagogic, în complex favorit din Piața Mică sau la punctele de vânzare din centrul orașului. Aida, patiserie cu multă pasiune. La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu, la o pizza comandată primești încă una gratis. Sau de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâtea băuturi primiți. Telefon livrări 0253 221177, 0353 401177 sau 0731-347-831. Dolce Vita. Pizza pentru amândoi. Stația de epurare Târgu Jiu are suprafața de 40.000 de metri pătrați și poate deservi 107.000 locuitori. Pe linia apei se realizează tratarea apei uzate din punct de vedere mecanico-fizico-chimic cu ajutorul grătarelor areșidese, a mixerelor, pompelor și suplantelor și a bazinelor de îndepărtare a nisipului, grăsimilor, fosforului, nitraților și nitriților. Apoi, apa epurată trece printr-un acvariu cu pești pentru verificarea ei. În final, este transportată pe canal în Jiu. Stația de epurare nu deversează material fecaloid în Jiu. Apa curăță oamenii, iar noi curățăm apa. Profită de campania de toamnă și descoperă cele mai bune oferte din gama Husqvarna. Prețuri speciale la moto unealta 128R, la motoferăstrăul 120 Mark II și la refulatorul manual 125 BVX. La cumpărarea unor anumite motoferăstraie Husqvarna se oferă cadou o șină de ghidaj și un lanț Oregon. Reduceri de 1500 de lei la tractoarele Rider R320X AVD și TC. În plus, până pe 15 decembrie, aduceți orice lanț sau șină de ghidaj uzate și veți primi reduceri la achiziționarea unei șine sau lanț Oregon.
Raico vă așteaptă în rețeaua de magazine din Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112, telefon 0253-210-736, Novaci, Piața Centrală, Târgu Cărbunești, strada Trandafirilor, Turceni, platforma termocentralei, Padeș, sat Apa Neagră și Motru, Calea Severinului. Raico, dealer autorizat Husqvarna. Ia-l naiba de greu să fim cei mai buni! Enova Mechanics angajează personal cu cunoștințe în domeniul mecanic pentru formare ca operator pe mașini cu comandă numerică pentru frezare sau strunjire. De 15 ani în domeniul construcțiilor de mașini industriale automate, Enova Mechanics din Rovinari, parte a Enova Group, este o companie dinamică și orientată spre performanță, prezentă pe piețele internaționale. Datorită metodelor performante de lucru și a personalului specializat, reușim să oferim clienților componente și subansamble mecanice de înaltă calitate. Dezvoltarea continuă în scopul diversificării produselor și asigurarea de condiții de muncă optime, cu bune oportunități de dezvoltare profesională, fac parte din realitățile noastre. Construirea unei cariere durabile este un proces continuu în care ai nevoie de motivație, disciplină, tenacitate și un mediu propice, performant. Intră și tu în echipa Enova Mechanics și o să ai posibilitatea să devii un profesionist. CV-urile pot fi trimise la adresa e-mail office@enova-group.biz, relații și la telefon 0724578248 sau 0721243233. Vrei să-ți deschizi un restaurant, un cafe-bar sau o rețea de catering? GM Proficuip îți ușurează munca. Alege echipamente profesionale, ambalaje, mobilier și multe alte produse pentru dotare și funcționare. Frigidere verticale, mese de lucru, chiuvete, hote, aparate de gogoși, vată de zahăr sau popcorn, dozatoare de suc, mașini de înghețată sau plite de clătite, noi și second hand la magazinul situat în Târgu Jiu, pe strada Victoriei, numărul 332, telefon 0353-418-999 și 0784-111-212. Se asigură service și piese de schimb. În plus, vă puteți aproviziona cu diverse materii prime pentru produse de cofetărie și patiserie, dar și ambalaje pentru preparate în sistem catering. GM Proficuip, soluția rapidă pentru dotări profesionale de restaurant, hoteluri, cafebaruri și catering. Salonul Barocco, locul unde visele tale devin inspirația noastră. Stilul, eleganța, pasiunea și profesionalismul sunt cuvintele ce caracterizează salonul de înfrumusețare Barocco din Târgu Jiu. Echipa Barocco este formată din specialiști ce te vor ajuta să găsești cele mai potrivite tunsori și coafiuri pentru tine. Serviciile manicură, pedicură și make-up, disponibile cu o gamă largă de culori și servicii personalizate. Serviciile de cosmetică te vor ajuta să-ți prelungești tinerețea cu tratamente faciale, remodelând corpul cu radiofrecvență facială și corporală și epilare definitivă cu un dispozitiv laser de ultimă generație. Masaj anticelulitic de relaxare, terapeutic și sportiv. Deținem propriile rețete secrete de frumusețe pe care le aplicăm fiecărui client. Pentru orașul Târgu Jiu, în funcție de dorința clientului, asigurăm transportul către salon. Barocco Târgu Jiu, strada Victoriei, centru, deasupra magazinului Total, vis-a-vis de complex Parâng și Romarta. Stația de epurare Târgu Jiu are suprafața de 40.000 de metri pătrați și poate deservi 107.000 locuitori. Pe linia Nămolului se va realiza procesarea lui din punct de vedere mecanico-fizico-chimico-biologic cu ajutorul bazinelor de îngroșare, a pompelor și suflantelor, a echipamentelor de deshidratare de tip bandă și centrifugare, a fermentatoarelor și a instalațiilor de cogenerare. În urma procesării finale se va obține îngrășământ agricol, energie termică și electrică. Stația de epurare nu deversează material fecaloid în Jiu. Apa curăță oamenii, iar noi curățăm apa. Curățenia și ordinea costele nu sunt probleme de instinct, sunt chestiuni de educație. Trebuie să-ți cultivi gustul pentru ele. Asta din cine mai era panel? Benjamin. Israeli, fost prim-ministru. Englez, ce vrei? Auzi, costele, dar tu știi ce parizări fac englezii? Oh. Polaris, împreună pentru un oraș curat.
Firma Lotus închiriază la prețuri avantajoase spații comerciale. În complex Parâng, parter și etaj, excelent vat comercial. În complex Păltiniș, parter și etaj, spațiu comercial ultracentral pe strada Victoria, zona pietonală, la etaj. Spații birouri pe bulevardul Constantin Brâncuș și pe strada Victoria, zona pietonală. Relații la telefon 0744 648 210 sau la birourile de la etajul 1 din complex Parâng. Lotus, partenerul ideal în afaceri. Visați la o nuntă de vis cu sute de invitați într-un loc deosebit? Alegeți restaurantul Marigab din Turceni. Două săli moderne vă stau la dispoziție pentru nunți, botezuri sau alte evenimente. Meniuri alese cu cele mai gustoase preparate după rețete tradiționale. Ne dorim ca evenimentele pe care le găzduim să fie de o calitate ireproșabilă, de aceea suntem atenți la fiecare detaliu. Restaurantul Marigab asigură și cazare în camere luxoase amenajate la cele mai înalte standarde. Clienții care închiriază localul pentru evenimente beneficiază de cazare gratuită. Restaurant Marigab, Turceni, strada Muncii, numerele 19-22. Rezervări la telefonul 0766 949 901. Marigab, plăcerea de a petrece clipe de neuitat. Tehnoinstal SRL, una din firmele de referință în domeniul lucrărilor de instalare, montare, punere în funcțiune, autorizare, service, garanție și post-garanție a echipamentelor de încălzire centrală. Firma dispune de specialiști autorizați SCIR și ANRE pentru a efectua diverse lucrări la domiciliul persoanelor fizice sau la sediul persoanelor juridice. La Tehnoinstal alegi instalația de încălzire perfectă pentru locuința ta. Centrale pe gaz, centrale pe lemn și centrale electrice, inclusiv echipamente neconvenționale, panouri solare, pompe de căldură la cele mai bune prețuri. Tehnoinstal SRL, Târgu Jiu, strada 1 decembrie 1918, numărul 49, telefon 0253 225 528. Alege Tehnoinstal, mai mult decât căldură. Amplasat într-un cadru natural în mijlocul parcului central, restaurantul Doina Gorjului are oricând porțile deschise pentru tine și familia ta. La localul nostru, ospitalitatea românească te întâmpină de la intrare. La noi găsești mâncărurile tradiționale românești. Gustul bunătăților de la mama de acasă îl găsești la restaurantul Doina Gorjului. Noi vă facem toate poftele, de la bucatele oltenești, la pizza pe vatră și salatele văratice. În zilele caniculare te desfătăm cu minunata înghețată cu arome naturale. Într-un paradis natural, popasul Jaleșul te așteaptă în atmosfera de bazma satului gorjenesc. În Arcan, pe malul Jaleșului, popasul nostru este locul ideal pentru relaxare și distracție, unde să vii cu familia și prietenii. La noi găsești mâncarea tradițională românească. Gustul și aromele învietoare sunt completate de un ambient rustic. La popasul Jaleșul găsești cazare cu numai 50 de lei pe cameră. Pentru că vrem să-ți oferim un sejur de neuitat, piscina și terenul de fotbal completează cadrul perfect pentru petrecerea timpului tău liber. Interesează siguranța? Vrei ca afacerea ta să aibă succes? TDS este soluția. TDS SRL vinde, asigură instalare și servicii pentru sisteme de alarmare contra infracției, de supraveghere video și control acces, calculatoare, copiatoare și imprimante, case de marca fiscale și aplicații POS, cântare electronice, centrale telefonice, stații radio, aer condiționat. TDS asigură piese de schimb și consumabile pentru toate echipamentele din ofertă. Gândește, reciclează, mergi mână în mână cu natura. Polaris te ajută. Aruncă gunoiul la coș, nu pe jos. Colectează selectiv. Hârtie, plastic, aluminiu. Fii prietenos cu platformele de deșeuri. Când ai grijă de mediul înconjurător, ai grijă de tine. Polaris, împreună pentru un oraș curat. Vă e dor de cozonacii rotofei ai bunicii, de plăcintele rumene și aburinde, de foietaje fragede și cornuri cu gem sau cremă de ciocolată? Prea complicat să vă pierdeți vremea la cuptor? Lăsați patiserii cu tradiție să vă răsfețe!
La patiseria Aida, toate produsele sunt proaspăt coapte în fiecare zi. Aveți încredere că și copiii mănâncă ceva dulce, bun și proaspăt, nu congelat. Cei mai buni cozonaci și produse tradiționale românești, prăjituri gustoase, proaspete, cu frișcă naturală, la patiseria Aida. Pentru comenzi, sunați la 0720 009 977 ori mergeți direct la patiseria Aida din Târgu Jiu, Bulevardul Nicolae Titulescu, vis-a-vis de Liceul Pedagogic, în complex favorit din Piața Mică sau la punctele de vânzare din centrul orașului. Aida, patiserie cu multă pasiune. Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu, la o pizza comandată primești încă una gratis. Sau de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâtea băuturi primiți. Telefon livrări 0253 221177 0353 401177 sau 0731-347-831. Dolce Vita. Pizza pentru amândoi. Stația de epurare Târgu Jiu are suprafața de 40.000 de metri pătrați și poate deservi 107.000 locuitori. Pe linia apei se realizează tratarea apei uzate din punct de vedere mecanico-fizico-chimic cu ajutorul grătarelor areșidese, a mixerelor, pompelor și suplantelor și a bazinelor de îndepărtare a nisipului, grăsimilor, fosforului, nitraților și nitriților. Apoi, apa epurată trece printr-un acvariu cu pești pentru verificarea ei. În final, este transportată pe canal în Jiu. Stația de epurare nu deversează material fecaloid în Jiu. Apa curăță oamenii, iar noi curățăm apa. Profită de campania de toamnă și descoperă cele mai bune oferte din gama Husqvarna. Prețuri speciale la moto unealta 128R, la moto ferăstrăul 120 Mark II și la refulatorul manual 125 BVX. La cumpărarea unor anumite moto ferăstraie Husqvarna se oferă cadou o șină de ghidaj și un lanț Oregon. Reduceri de 1500 de lei la tractoarele Rider R320X AVD și TC. În plus, până pe 15 decembrie, aduceți orice lanț sau șină de ghidaj uzate și veți primi reduceri la achiziționarea unei șine sau lanț Oregon. Raico vă așteaptă în rețeaua de magazine din Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112, telefon 0253 210 736, Novaci, Piața Centrală, Târgu Cărbunești, strada Trandafirilor, Turceni, platforma termocentralei, Padeș, sat Apa Neagră și Motru, Calea Severinului. Raico, dealer autorizat Husqvarna. Ia-l naiba de greu să fim cei mai buni! Enova Mechanics angajează personal cu cunoștințe în domeniul mecanic pentru formare ca operator pe mașini cu comandă numerică pentru frezare sau strunjire. De 15 ani în domeniul construcțiilor de mașini industriale automate, Enova Mechanics din Rovinari, parte a Enova Group, este o companie dinamică și orientată spre performanță, prezentă pe piețele internaționale. Datorită metodelor performante de lucru și a personalului specializat, reușim să oferim clienților componente și subansamble mecanice de înaltă calitate. Dezvoltarea continuă în scopul diversificării produselor și asigurarea de condiții de muncă optime, cu bune oportunități de dezvoltare profesională, fac parte din realitățile noastre. Construirea unei cariere durabile este un proces continuu în care ai nevoie de motivație, disciplină, tenacitate și un mediu propice, performant. Intră și tu în echipa Enova Mechanics și o să ai posibilitatea să devii un profesionist. CV-urile pot fi trimise la adresa e-mail office@enova-group.biz, relații și la telefon 0724578248 sau 0721243233. După anul 2025-2026, puterea instalată a complexului energetic va fi mai mare. Ne va ajuta, pentru că în anul 2026, conform programului de oprire a grupului 1 de la Cernavodă și de retubare a grupului 1, o oprire de peste un an de zile, ne va ajuta și va ajuta sistemul energetic național prin această diferență pe care noi avem în plus la finalul, de 400 MW la finalul perioadei de decarbonare. Am înțeles.
Domnule Olaru. Mai e un lucru și după asta vă las cu domnul director Olaru, pentru că vreau să vă spun că în această perioadă noi nu vom închide cariere. În această perioadă de timp, în anul 2006, 2026, da, adică în 5-6 ani. În 6 noi nu vom închide cariere. Însă avem 4 cariere care se apropie de închiderea naturală. Și vorbim prima de cariera la rovinari, care din punct de vedere rezervă nu va mai avea cărbune începând cu sfârșitul anului care vine. Da? Deci aia se va închide. Urmează cariera de la Peșteana, care are 2024 finalul, care rămâne fără rezervă. Este cariera de la Lupoaia în 2026, care se termină natural, termină rezerva, și în anul 2026, de asemenea, cariera de la Husnicioara. Deci sunt 4 cariere care natural se vor închide. Deci, din păcate, noi nu putem interveni aici, că se termină cărbunea. Deci noi nu vorbim de închidere bruscă, forțată a unei cariere, vorbim de închideri naturale a carierelor în această perioadă. Domnule Olaru, ce înseamnă, ca și număr de angajați, aceste 4 cariere care se vor închide în următorii 5-6 ani? Păi, în contextul în care vârsta media personalului depășește 48 de ani, în contextul în care legislația muncii s-a modificat în sensul că s-a redus vârsta de pensionare la salariații care au desfășurat activitate de peste 30 de ani în condiții deosebite, eu cred că problema companiei în perioada următoare nu va fi excedentul de personal și va fi necesitatea asigurării cu personal calificat. Pentru că din estimările noastre până în 2025 sunt peste 4500 de angajați care îndeplinesc condiții de pensie. Îndeplinesc condiții de pensie la cerere. Însă pensiile au devenit atractive în ultima perioadă. A crescut punctul de pensie, s-au majorat semnificativ și se majorează în fiecare an potrivit legii pensiilor aprobate, astfel că estimăm în următoarea perioadă ieșiri la pensie. Chiar dacă unii cât puteau să o facă... Ați calculat? V-am spus, peste 4500 de salariați până în anul 2025. Dumneavoastră vă referiți strict la aceste 4 cariere? Sau nu, mă refer la întreaga companie. Complexul. Carierele despre care vorbea domnul Boza la acest moment au un număr de personal redus. Aici, exact. Da. Spre exemplu, cariera rovinari are în jur de 350 de salariați la momentul ăsta, care vor asigura în perioada următoare necesarul de personal în Pinoasa și în Tismana, iar dacă se vor închide, va trebui personal pentru conservare, va trebui personal pentru valorificare, pentru paza patrimoniului. Deci nu înseamnă că toți cei 350 de salariați, am dat exemplu cariera rovinari, vor trebui să aibă soluție. La fel la cariera Peșteana, la fel la Lupoaia, când le va veni timpul. Câți angajați vor rămâne, practic, fără ocupare? Pentru păi v-am spus vom avea o problemă. Pensie, alții rămân să se ocupe de conservare. Rămâne totuși o diferență. Ce se întâmplă cu diferența asta? Din punctul meu de vedere, și confirm ceea ce spune domnul director, este că noi problema principală este să angajăm oameni în perioada la sfârșit, pe perioada acestei... Dar nu la cariere. Păi da, la cariere. Să angajăm pentru că vă dați seama... Nu la carierele care se închid. La cele care se închid. La aceste care se închid, vă dați seama, vor fi ieșirile naturale pe principiul acesta, ieșirii la pensie anticipată, iar oamenii care sunt mai tineri și vor rămâne, dar nu este la pensie naturală. Păi rămâne totuși o diferență, spune. Nu. Ce se întâmplă? Da, unii rămân acolo la activitatea de conservare, ceilalți vor fi distribuiți la carierele unde vor pleca la pensie, v-am spus, foarte mulți salariați. Nici gând. Nu putem să fie disponibilizați în același timp. Vă dați seama, din celelalte cariere voi ieși la pensie oameni și va trebui să completăm echipajele, va trebui să completăm echipele de mentenanță din celelalte cariere cu oamenii din carierele la care activitatea se va reduce până în anul 2020.
Pe măsură ce vor fi înlocuite acele capacități de producție, automat vor fi locuri în care nu va mai fi nevoie de atât de multă forță de muncă. Probabil vor rămâne niște oameni, nu știu, cu care trebuie să faceți ceva. Ce veți face? Păi v-am spus, nu vor rămâne pentru că vor pleca la pensie. Nu mă refer acum la cariere, mă refer la și la termocentrale. Care vor fi înlocuite. Și la termocentrale la fel, pentru că cifra pe care am menționat-o anterior de 4500 se referă și la termocentrale, unde media de vârstă e chiar mai mare decât la activitatea minieră. Problema și acolo este necesitatea asigurării cu personal calificat. Și vă dau un exemplu. Adică dacă o reconversie sau ce anume? Va fi o reconversie, pentru că un operator, un rondier care la momentul ăsta e specializat pentru o turbină pe cărbune, va trebui să se specializeze pentru ce înseamnă turbina pe gaz. Și cum însă, se vor face aceste recalificări? Prin cursuri, evident. Prin specializări. Da, să ajungem acolo. Că memorandumul conține această reconversie profesională și are suma alocată pentru reconversie profesională. Banii venind de unde? Din aceste, din fondurile noastre proprii în perioada de reconversie. Nu de la Uniunea Europeană. Va aloca banii pe fondul de tranziție just, ăla de care am discutat la începutul emisiunii noastre, și acolo banii care pentru reconversie vor fi folosiți. Și o să discutăm, după ce discutăm cu un director, și o să vă spun exact ce va conține acest fond de transformare, fond de tranziție just, și o să vedeți exact că fondul de tranziție just are bani pentru investiții privind îmbunătățirea economiei circulare, inclusiv pentru prevenirea deșeurilor, reducere, eficientizare, pentru perfecționare și recalificarea lucrătorilor, sunt foarte clar definiți, pentru includerea activă a solicitărilor la locul de muncă, asistență tehnică, investiții pentru digitalizare și conectivitate digitală. Deci sunt bani deja care sunt alocați de Uniunea Europeană și punctul meu de vedere nu vor fi probleme de legalitate. Eu vreau să mai spun că reconversia profesională nu va cuprinde un număr semnificativ de angajați. Pentru că vă dau un exemplu. Un grup energetic care trece de la cărbune la gaz va avea nevoie de celelalte activități conexe, unde oamenii vor fi aceiași. Specializările vor fi acelea. Și mă refer la secția chimică, la secția hidro, la secțiile care vin în sprijinul funcționării grupurilor energetice. Da. Spuneam ceva mai devreme de niște disponibilizări. Avem informația că, și confirmat această informație, că la Minprest conducerea a solicitat 70, dacă nu mă înșel, de disponibilizări. De ce s-a ajuns în această situație? Ce se întâmplă cu Minprestul? Bine, știm că acolo au fost mereu probleme și probabil, din considerente politice, că mereu se ajunge la zona politică, s-a amânat un pic luarea unei măsuri. Că am avut anul trecut două tururi de alegeri, probabil ca să nu fie afectat partidul aflat atunci la guvernare, nu au luat această măsură, vor să o ia acum. De ce? Eu vreau să vă spun, în calitate de acționar principal al acestei companii, în calitatea noastră de acționar, Complexul Energetic Oltenia nu a solicitat momentan luarea în calcul a unui plan de disponibilizare. Am solicitat și am avut o discuție cu noul consiliu. Inițiativa aparține conducerii. Doar directorului exact. Minprest. Am solicitat, în momentul când am auzit în presă acest zvon, am solicitat consiliul de administrație, noului consiliu de administrație, o analiză privind noi, deci această problemă, da, și sper că în 2-3 săptămâni să avem analiza, însă Complexul Energetic Oltenia, ca să fie foarte clar, Oltenia, în calitate de acționar principal, nu va solicita o regândire a activității, o dezvoltare de activitate, nu va solicita și nu va fi de acord oficial cu un plan de disponibilizare pe care actuala conduce și-o trăiește. Decizia luată de directorul companiei este o decizie a lui, nu știu ce are la bază, însă sper ca acest Consiliu de Administrație să prezinte acționarului nou, să ne prezinte de ce s-a ajuns, de ce se dorește și care sunt soluțiile pentru a evita
aceste disponibilizări, pentru că până la urmă, vorbim de viața oamenilor care, da, din județul Gorj, iar responsabilitatea noastră trebuie să, indiferent că nu este angajatul complexului, este angajatul Impresului, fiind, noi fiind acționarii principali și la Impres și la Mesermin, ne interesează și nu vorbim de acord cu acest fenomen în perioada următoare. S-au redus contractele pe care contractele Cedic Oltenia le are cu Imprestul, pentru că unul dintre argumente, da, acesta a fost. Deci contractele nu s-au redus ca și sumă, s-au redus ca și poate în anumite activități n-am mai avut nevoie de 10 dinși la o bandă, am avut 8. Însă în sarcina Imprestului și în sarcina Consiliului de Administrație și a Directoratului, Imprest este de a dezvolta business, dar nu mai sta să depinzi 99% din timp, să depinzi de ce om. Da? Am solicitat asta de anul trecut, voi solicita asta în continuare și noului Consiliu și noului, cine va fi director acolo, va fi principalul lui target, ca într-un an, un an și jumătate, măcar 10% din business-ul tău să fie extra complex. Deci adică să încerce depinde, să găsească... Absolut, sunt atâtea lucruri care pot să fie făcute, atâtea lucruri care pot fi făcute în acest județ, da? Vorbim de lucruri, de acțiuni, de, inclusiv de curățenie, de împădurire, de sunt care pot fi făcute, nu depinzând 100% cum depind astăzi de complex energetic continuu. Acest lucru l-am cerut și directorului la Minprest, apoi am solicitat și directorul la Mesermin și va fi unul din principalele targete noilor consilii de administrație. Da. Nu știu câți oameni mai sunt acum la complexul la Minprest. Dar... În jur de 1000 de angajați au. În jur. În jur de 1000. Da, și peste 1000. Vor, sau mă rog, a cerut directorul George 70 de... Din ce știu eu, au încetat contractele pe durată determinată la sfârșitul anului, n-au mai fost prelungite. Încă nu s-a ajuns la concedieri și nu au un plan de disponibilizare aprobat. Dar planul va trebui aprobat de către AGAS. Ați solicitat niște date, nu știu câte angajări au fost făcute în ultimii ani, dacă au fost justificate. V-am spus, nu e un plan de disponibilizare, nu au un plan de disponibilizare, nu au solicitat, nu au solicitat aprobarea acționarului pentru acest plan de disponibilizare și au încetat doar contractele de muncă pe durată determinată, o parte dintre ele, care expirase la sfârșitul anului și n-au mai fost prelungite. Da, dar din câte știm noi, la această societate au fost, sau cel puțin așa trebuia să fie, angajați oameni care au dat terenuri companiei, care, nu știu, doamna, au avut un deces. În primul rând, nu au dat terenuri. Haideți să spunem, familie lucra la cer. Să folosim un cuvânt mai corect. Deci, de multe ori, îi opresc pe toți când aud că spun au dat. Au vândut terenul complexului. Complexul energetic Oltenia a plătit pentru terenurile astea. N-a venit nimeni și a dat un teren gratuit, complexul energetic Oltenia. Deci e bine de știut asta. Deci n-a dat nimeni gratuit un teren pentru fiecare metru care s-a dat. Nu gratuit, dar a fost o vânzare forțată, pentru că oamenii poate voiau să stea acolo să-și cultive terenul. Uneori, eu spun că 99,9% au fost vânzări, poate au obținut bani pe imobile și pe terenuri cât nu visau ei să obțină. Da, sunt oameni care cu o casă din Runcurelu, vândând o casă în Runcurelu și au făcut de mai casa în Târgu Jiu. Bine, oamenii aia cu siguranță nu sunt angajați la Minprest. Sunt angajați nu la Minprest, credeți-mă. Poate sunt așa angajați. Sunt și la Minprest, să știți. Și au fost angajați pe durată nedeterminată. Ori acum nu despre ei e vorba, nu ei au fost afectați. Ei nu au fost afectați de acest program de... Însă, așa cum spunea Sorin, și noi dacă intrăm într-un program de disponibilizare, trebuie să mergem la așa și ei. Dacă vor solicita un program de disponibilizare, va trebui să vină la acționarul principal să fie de acord. Până în acest moment nu am primit din partea conducerii, din partea Consiliului de Administrație, această solicitare. Da. O să urmărim și noi îndeaproape subiectul acesta, cum au fost angajați, cum nu au fost angajați, ce au vândut, ce nu au vândut. Oricum să știți că aceste tranzacții cu complexul energetic Oltenia se fac de mult. Am avut și niște condamnați care au vândut tot așa niște cocioabe, au primit în schimb drept de spăgubiri niște vile de lux, foști directori, unii... și-au ispășit pedepsele, au ieșit deja. Alții știm că au fost chiar promovați la
nivel mai înalt. În fine, toate jocuri politice, pentru că, spuneam, politicul face și desface cam totul. S-a vorbit în ultima perioadă de niște schimbări la complexul energetic Oltenia, domnule Olaru. Aveți un plan? Nu știu, s-a discutat această chestiune? Suntem în procesul de evaluare, de evaluare anuală, care trebuie finalizat la jumătatea lunii februarie. Se desfășoară la toate structurile organizatorice, în toate subunitățile. Cu siguranță, după ce se va finaliza acest proces de evaluare, directoratul va avea concluzii. Și acele concluzii vor impune și niște schimbări? Sigur. Sigur. Nu pot să spun câte, nu pot să spun cine. Momentan termină procesul de evaluare, vor fi discuții cu fiecare și vor urma și schimbări. De cine face această evaluare? Sau cine face evaluările? Să vă folosesc că sunt toate procedura. Păi avem o procedură de, evaluare aprobată de către directorat. Se face conform legii, se face cum orice angajator. Își evaluează proprii angajați. Cine face ierarhic evaluări? Ierarhic. Șefii evaluează subalternii. Subalternii. Dumneavoastră sunt sigur că vă referiți la personalul de conducere? Da, pentru că acolo s-a vorbit de niște... Sunt evaluați de către directorat. Directorii de direcție, directorii de sucursale, directorii de subunități. Ceilalți din nivelul următor, evident, sunt evaluați de către directorii de direcții. Mă refer, spre exemplu, la șefii de sectoare, la șefii de secții, sunt evaluați de către directorii de sucursală. În baza unei proceduri, în baza unor criterii stabilite prin procedură și în baza unor obiective individuale de performanță aprobate la fel de către directorat în fiecare an pentru anul următor. Da, v-am spus, mai sunt 2-3 săptămâni și trebuie finalizat acest proces. Concluziile vor fi prezentate directoratului și măsurile dispuse de către directorat. Deci nu vom schimba politici, nu vom schimba politici, fie clar, dar nu vom schimba politici, vom schimba doar pentru criteriul performanței. Anii anteriori s-au făcut astfel de schimbări după evaluările acestea anuale? Păi au fost oameni nemulțumiți în fiecare an după evaluări, au urmat și măsuri. Au fost și schimbări, cum să nu? Sigur. Pentru că acum fiind un an... N-au fost așa mediatizate, n-au fost așa de... Și după schimbare de guvernare, sigur se așteaptă, mulți așteaptă niște schimbări politice. Pentru că sunt foarte... Păi am avut la cariere, dacă îmi permiteți, am avut la cariere, la cariera Peștean a fost schimbată conducerea, la cariera Jil Sud a fost schimbată conducerea, la cariera Lupoaia, la cariera Tismana. Și asta doar anul trecut. Da. Vom vedea în perioada următoare. Eu zic că vor fi și schimbări politice, deci dumneavoastră le negați, domnule Boza. Cu siguranță vom vedea astfel de schimbări. Am văzut că au început deja de la Consiliul de Supraveghere, unde avem niște oameni intrați acolo doar pentru că i-a susținut organizația PNL Gorj, niște oameni care nu au nicio legătură cu acest domeniu. Unul este antreprenor în domeniul IT, celălalt are și el niște afaceri cu fose septice, cu, nu știu, imobiliare, sau este interfața unui om de afaceri în acest domeniu aici în municipiul Târgu Jiu. Sunt susținuți politic, așa că pot intra oriunde și vorbim de Consiliul de Supraveghere. Trebuie să spun că acest Consiliu de Supraveghere s-a întrunit vinerea trecută, în ședința în care a fost aprobat și acest memorandum, oamenii ăștia au aprobat un memorandum despre care, iată, noi vorbim de vreo jumătate de an, nu avem nici noi presa suficiente informații, inclusiv oamenii din domeniu sunt, nu știu, au neclarități. Bine, nu au acest memorandum în momentul de față pentru că nu a fost făcut public, dar, repet, sunt niște decizii, sunt niște voturi date de niște oameni care nu au nicio legătură cu acest domeniu de activitate și cu siguranță o să mai discutăm pe această
pe această temă. Vom vedea și unul dintre ei nu s-a prezentat. A avut măcar bunul simț să nu vină la acea ședință. Sunt plătiți oamenii care nu vin la ședințe? Nu. Nu sunt, nu? Nu. Aia, înseamnă că nu are nevoie de bani. Ar putea PNL-ul să numească măcar un specialist dacă tot omul ăsta nu vine la ședințe și nu... și nu poate să dea, nu știu, un vot pe o anumită chestiune, pentru că vor fi întrebați și pe alte chestiuni foarte importante membrii Consiliului de Supraveghere, adică vor decide până la urmă și pe alte chestiuni. Ce vreau să mai discutăm? La Complexul Energetic Oltenia, în ultimii ani, de fapt de foarte mulți ani încoace, se vorbește de lipsa investițiilor. Aceste investiții nu s-au făcut de ani de zile așa cum s-a promis. Știm că au fost și aceste nemulțumiri s-au tot revedat. Cam grea afirmație pe care o faceți. De ce spuneți? Pentru că anul trecut programul de investiții a Complexului Energetic Oltenia s-a încheiat cu investiții de... Dar am văzut niște fotografii, domnule Boza. Deci, doamnă, nu improvizați. Așa este. Sunt oameni din domeniu care ies public și spun. Avem 490 de kilometri de benzi. Deci trebuie să ne întindem când este pătura. Nu putem să alocăm în condițiile în care am plătit 1,6 miliarde de ron pe certificate, da, putem să ne alocăm să cumpărăm mâine benzi de 2 miliarde și am rezolvat toate problemele. Însă, anul trecut am încheiat anul cu 480 de milioane de ron investiți în complexul energetic. Nu mă refer strict la benzi. Am văzut și cum sunt cărați minerii, în ce condiții. Și noi știm că există niște contracte, niște contracte cu niște firme care ar trebui să pună la dispoziție niște mijloace de transport decente. Este tot o investiție, pentru că dumneavoastră dați niște bani pentru investiții în confortul angajaților, nu? Așa este. Confort care nu există în momentul probabil vă referiți, față. Probabil vă referiți la acele imagini care au fost transmise de către dumneavoastră la transportul salariaților în interiorul carierei. În pentru interiorul că, carieră. Pentru că transportul salariaților... Dar nu să-i duce de la... cu căruța acum. De acord, dar transportul salariaților de la domiciliul la locul de muncă și invers este asigurat în condiții decente și nu cred că acolo au fost probleme. Foarte rar și se remediază pe loc, se remediază de către prestator. Avem la fiecare carieră personal desemnat special pentru transportul salariaților și acolo sunt rare incidentele de acest gen. În cariere, într-adevăr, mai sunt probleme, pentru că sunt drumurile în sezonul ploios devin greu de utilizat. Și au mai fost probleme, însă nu înseamnă că în toate carierele transportul este așa bugetul cum a fost prezentat. Este de 600 de milioane de euro. Am acest. Sperăm să avem un grad de realizare de peste 90%, așa cum am auzit și anul trecut, acum 2 ani, deci încheiem undeva la peste 500 de milioane de ani. Însă, problema principală este lipsa cash-ului, pentru că plătim celelalte dări, dacă am avea, credeți-mă, 2 miliarde de ron, 2 miliarde de ron bagă în investiții. Cât avem, atât băgăm, din păcate. Să sperăm că putem să realizăm mai multe. Ne propune, avem 480 de kilometri de bandă. Vă dați seama, trecem de București dacă punem benzile noastre. Da. Ce să facem? Schimbăm, am schimbat și anul acesta benzi pe care le luați transport. Unde în momentul de față? Poftiți? Benzi pe care le luați de unde în momentul de față? De la Artego. De la Artego. Da. Am înțeles. De la Artego. Contractul este cu Artego. Că la un moment dat a apărut informația că benzile se iau de la o altă firmă. Nu se ia de nicio altă firmă. Se ia de la... de la Artego și, din păcate, este o licitație, n-avem cum... Dacă va câștiga un furnizor care aduce de acolo, atât timp cât vor respecta prescripțiile tehnice, le vom lua de acolo. Pentru că nu vreau, la un moment dat, să ne vină cineva să ne întrebe de ce cumpărăm mai scump în condițiile că avem aceeași calitate și mai ieftin. Dar, momentan, contractul de subsecvente și contractul inițial sunt cu Artego, pe care le avem. Când o să înceapă negocierile pentru contractul colectiv de muncă, dacă s-au făcut astăzi, ceva de am decis, o să pe 6 februarie va fi prima ședință de negociere, o să transmitem anunțul
și către organizațiile sindicale și către salariați, pentru că potrivit legii la negociere, întrucât nu avem sindicat reprezentativ, participă reprezentanții federațiilor reprezentative la nivelul sectorului de activitate împreună cu reprezentanții salariaților. Nu sunt aleși reprezentanții salariaților, însă asta nu înseamnă că nu pot fi aleși până la data la care vor începe negocierile. Deci vor începe pe 6 februarie, contractul expiră pe data de 31 martie și potrivit legii cu 45 de zile anterior expirării contractului, avem obligația de a iniția negocierea colectivă. Sunt cele 4 federații care au negociat și în anii anteriori contractul, sper să vină împreună cu documentele de reprezentare la prima ședință de negociere, la care vom stabili componența echipelor de negociere, durata negocierilor, vor fi stabilite nominal, vor fi stabiliți nominal reprezentanții salariaților și ai federațiilor sindicale la negociere. În ultimii ani au fost mereu solicitări din partea angajaților pentru mărirea salariului, pentru majorări salariale. Compania, în contextul actual, își permite sau poate să ducă niște negocieri în această zonă a majorărilor salariale? Doamna Irina, domnul Boza a mai spus-o și la o altă emisiune, le-a spus-o și sindicatelor. În ultimii 3 ani a fost un proces continuu de armonizare a salariilor. Și din 2017 până în 2018, în fiecare an, veniturile angajaților au crescut. E necesar să continuăm acest proces. Mai ales că a crescut și salariul minim pe economie, condițiile de muncă sunt din ce în ce mai dificile în activitatea minieră și energetică, datorită și faptului că, așa cum spuneam, vârsta personalului e înaintată. Am avut în ultimii ani peste 4.000 de disponibilizări, sarcinile celor disponibilizați fiind preluate de cei rămași, așa că e necesar să continuăm acest proces de armonizare și din partea directoratului există toată deschiderea, cum a fost și în anii anteriori. Bine, există deschiderea pentru discuție, pentru negociere, dar există și N-a fost doar intenție. S-au găsit soluții în anii anteriori. În 3 ani am găsit soluții. De asta vom face tot ce depinde de noi ca să continuăm acest proces de armonizare a salariului și de creștere a salariului. Un proces pe care l-am început în acum 3 ani. Adică vor fi niște creșteri salariale. Însă acest proces va trebui negociat și stabilit clar prin contractul colectiv de muncă. O să vedem cât o să dați, o să vedem ce nemulțumiri vor rămâne, cu siguranță vor fi și nemulțumiri, pentru că o parte cere, cealaltă trebuie să dea. Este și o zgârcenie din partea administrației tot timpul, că așa merg lucrurile în general. Domnișoară, am dat în ultimii 3 ani de zile la fondul total de salarii, o creștere de peste 230 de milioane de lei. Nu vorbim de zgârcenie. Dacă avem posibilitatea să fie zgârcenie. Bine, 230 acum, de milioane în 3 ani de zile. Unii dintre angajați. Eu aș întreba pe aia care le-au tăiat, n-avea trebuit să lase capul jos, nu să mai iasă pe la posturile de să arate, să se transforme în salvatorii și în inventatorii megavatului modern. Dar ăia au tăiat, din punctul meu de vedere sunt în păcat. Sufletește că actuala echipă în ultimii 3 ani de zile doar au pus plus acolo, n-au pus. N-a fost niciun element din contractul colectiv de muncă, din venituri, să fi pierdut în așa 3 ani. Da. Ce trebuie să, sau cu ce trebuie să rămână angajații Complexului Energetic Oltenia în momentul de față, din tot ceea ce apare prin media, în spațiul public? Cu siguranță nu vor fi disponibilizări, spuneați dumneavoastră, chiar dacă se începe acest proces de decarbonare, da. Pentru că oamenii vor fi redistribuiți, alții vor ieși la pensie, natural. Trebuie să înțeleagă că să știe că vom munci în continuare ca să ne menținem aici unde. Asta e targetul nostru principal, să muncim, să ne menținem aici unde suntem în momentul acesta.
Asta e viitorul nostru al complexului și vă asigur că complexul va avea un viitor destul de lung. Nu așa cum cântă unii prohodul, încă o dată spun, din cei care au pus mâna ca să aducă complexul în Cehala. A ajuns în momentul când actuala echipa a venit. N-am alcat niciodată, nicio emisiune, nu am vorbit de vechea conducere. Nu voi vorbi, pentru că am mai multă educație și eleganță, însă le recomand să lase capul la cutie, să stea cât mai puțin prin televiziuni și la presă, să-și vadă de treabă, doar să gândească cât rău s-a făcut acestor oameni și cât rău s-a făcut acest complex prin acțiunea pe care l-au luat. Noi... Cât de mare a fost acest rău? Sau nu. Ce pericol? Exista vreun pericol? În 2016 ne-a trecut glonțul printre dinți, așa că rețima, de a intra în insolvență. Poate mulți își doreau a intra în insolvență. S-a negat la vremea respectivă. S-a negat. Am fost, vă spun eu, sigur, pe cifre, că am fost la glonțul în fața dinților, l-am avut. Însă, uitați, că am trecut 3 ani de zile cu reușite, cu greutăți, cu bucurii, cu plânsete, cu de toate, în care le-am arătat că mergem în continuare. Hai să nu uităm din 2017 ne cântau prohodul, că nu apucă primăvara, că nu ne apucă iarna, că nu ne... Am trecut 3 ani și complexul va merge în continuare într-o direcție bună. Acest proces de decarbonare, pentru că spuneați mai devreme, mai spre începutul emisiunii și de acei bani de la Uniunea Europeană care sunt alocați pentru acest proces la nivel european. Da. Acest proces de decarbonare, din punctul dumneavoastră de vedere, luând în calcul contextul în care se afla și se află complexul energetic Oltenia, ajută compania sau a fost o gură de oxigen? Pentru că, sigur, am fi vorbit iar sau am fi auzit niște ieșiri în spațiul public legat de posibila intrare în insolvență și așa mai departe. Sigur, e o gură de oxigen și este singura soluție de supraviețuire. Și cu asta am spus totul. Trebuiau să facă, însă, programul de mixare trebuia făcut la timpul potrivit, nu acum, pe ultima perioadă. Trebuia să îl accepte în anul 2007-2008, când a apărut Electra, când trebuia creat Electra, nu acum, da, în ultima perioadă. Dar eu spun că este singura soluție astăzi existentă care poate să salveze complexul energetic Oltenia. Dacă nu vorbim de insolvență și faliment, clar. Credeți că s-ar fi ajuns aici? Sigur, dacă nu absolut, ar fi apărut acest context european? Noi nu avem posibilitatea să plătim din surse proprii 50% din cifra de afaceri în fiecare an pe certificatele CO2. Nu există posibilitatea asta. Poate să fie în fruntea companiei Bill Gates. Nu va putea niciodată. Trebuie să găsim soluții de reducerea emisiilor de CO2. Asta este. Și programul de carbonare oferă aceste soluții. Da, nu mai avem, din păcate, timp, s-a scurs așa foarte de emisiunea din această. Bine, este și mai scurtă decât a colegului Eugen Măruță, la care ați mai fost. Privilegiat, Măruță. Este privilegiat de grilă, de grilă de programe. Da, de grilă de programe. Da, dar vă mai aștept eventual atunci când vor începe negocierile. Sigur. Sau când vom avea publicat acest document, memorandumul, ca să discutăm și pe date concrete pe care o să le analizăm și noi. Spuneam și o repet, noi jurnaliștii nu am avut nici prima și nici această variantă finală a memorandumului. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Mulțumim și noi de invitație. Și noi mulțumim. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Ne revedem săptămâna viitoare tot aici, la aceeași oră, dar în celălalt cadru. Acum este mai cald aici, numai bine.